Am revenit în direct, continuăm cu știri externe. Vestul Europei se confruntă cu inundații mari cauzate de ploile abundente. Puternic afectate au fost Belgia, Italia, Elveția și Germania. Zeci de persoane au fost date dispărute după ce casele în care se aflau s-au prăbușit. Confruntate cu perspectiva unui nou val de precipitații, autoritățile germane au declarat stare de urgență în mai multe zone. Peste 80 de litri de apă pe metru pătrat au fost raportați în unele zone din vestul Germaniei. Ploile abundente au generat inundații care au afectat puternic landurile Saxonia, Turingia, Renania de Nord-Vestfalia și Renania-Palatinat. În aceasta din urmă a fost declarată starea de urgență. Unele localități au fost evacuate și multe drumuri închise. Cel puțin 4 oameni au murit. Alți 30 sunt dați dispăruți după ce mai multe case s-au prăbușit. Meteorologii au avertizat că ploile vor continua și că vor fi chiar mai abundente. Inundații au avut loc și în mai multe localități din estul Belgiei. Pe străzi au curs și roaie de apă, iar în unele locuri acestea au luat pe sus mașinile parcate. În plus, au avut loc și alunecări de teren. În jurul orașului Liej, meteorologii au emis alertă roșie de ploi, după ce s-a estimat că vor cădea precipitații peste media perioadei. Furtuni puternice au mai avut loc și în nordul Italiei, în Cehia și Elveția. În Zurich s-a produs una dintre cele mai puternice furtuni înregistrate vreodată. Situație îngrijorătoare în Japonia.